Suntem prezenți 10 consilieri. Ședința este legal constituită. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Sunteți de acord? Împotrivă? Ține? Da. Dau cuvântul doamnei președinte. Da, în conformitate cu prevederile articolului 40 de legea administrației publice locale numărul 915/2001 republicată, ședințele Consiliului Local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locale în funcție. Astăzi, din 13 consilieri în funcție, sunt prezenți 10, lipsind domnii Curelea, Mânecuță și Coman. Coman a venit de a felul să ne sune, să dau pe speaker și este de acord cu ordinea de zi. Cu toate proiectele. Potrivit articolului 43 al administrației publice locale 215/2001 republicată, dau cuvântul domnului primar Daniel Soroiu pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței de astăzi. Mulțumesc frumos! Bună seara și bine ați venit! Salut prezența domnului inginer Costea, rândul nostru la această ședință. Astăzi avem 8 puncte pe ordinea zi și anume. 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Curelea Ioan Cosmin, ca urmare a demisiei acestuia transmisă de Alde Bacău și declararea locului acestuia vacant. 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Cașul de Bacău în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Învățător Nicolae Păslaru. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașin, județul Bacău și Asociația Clubul Sportiv Măgura Cașin, sat Cașin, Comuna Cașin, județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașin, județul Bacău și Asociația Sportivă Viitorul Culița, sat Culița, Comuna Cașin. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției construirii de șanță de colectare ape meteorice de pe versantul Lada, Comuna Cașin, județul Bacău. 7. Adresa ANAF, rezultat de control la SECE Porțel SRL. 8. Adresa Consiliului Județean Bacău, referitoare la consecințele de tragere unor UAT-uri din asociațiile de dezvoltare intercomunitare. Aceasta este ordinea de zi. Doamna președintă. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Așadar, începem cu primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Curelea Ioan Cosmin, ca urmare a demisiei acestuia transmisă la Alde Bacău și declararea locului acestuia vacant. O să dau o citire în prima fază, nu știu dacă aveți fiecare dumneavoastră în față acestei adrese, către Consiliul Local al Comunei Cașin. Vă comunicăm că domnul Curelea Ioan Cosmin și-a dat demisia din calitatea de membru al Alde Bacău și din funcția de consilier local. Vă rugăm ca în prima ședință a Consiliului Local să supuneți spre aprobare vacantarea mandatului de consilier local deținut de domnul Curelea Ioan Cosmin. Conducerea filialei județene Alde Bacău urmează să decidă să transmită numele persoanei care întâlnește condițiile legale pentru a prelua funcția de consilier local vacantată, pentru validarea de către Consiliul Local Cașin. Anexă copie după cererea demisiei a domnului Curelea Ioan Cosmin. Domnule președinte, subsemnatul Curelea Ioan Cosmin, domiciliat în Comuna Cașin, județul Bacău, vă adu la cunoștință demisia mea din membru ALDE Bacău și implicit din funcția de consilier local Cașin din motive personale. Expunere de motive. Subsemnatul Soroiu Daniel, primarul Comunei Cașin, județul Bacău, văzând decizia numărul 1 a biroului electoral, deci subscripție numărul 4, numărul 44 din 22 a 10 a 2016 și adresa transmisă de Alde Bacău, înregistrată la Primăria Comunei Cașin cu numărul 8723, deci 25 a 10 a 2016 și demisia domnului Curelea Ioan Cosmin, înregistrată la Alde Bacău cu numărul 508 din 19 a 10 a 2016 și la Primăria Cașin cu numărul 8806 din 28 a 10 a 2016, prin care demisionează din funcție de consilier local al Comunei Cașin și din membru Alde, propun proiectul de hotărâre privind constatarea acceptării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Curelea Ioan Cosmin, ca urmare a demisiei acestuia și declararea locului acestuia vacant, în conformitate cu prevederile articolului 9, alineatul 2, litera A, din legea 393/2004,
privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare. Da. Mulțumim. Față de asta, față de acest punct, poftim, domnule. Poftim. Bună seara. Față de acest punct, doamna Popescu face un referat și dânsa scrie asta în referat. Subsemnat Popescu Monica Florinel la secretarul comunicat și județul Bacău, analizând decizia numărul 1 la biroul electoral de circunscripție numărul 4 Bacău, înregistrată cu numărul 44/22/2016, adresa numărul 8681 din 24/10/2016, transmisă de primăria comunei Cașin la Alde Bacău, Bacău. Răspunsul Alde Bacău, fără fără număr, înregistrat la primăria comunei Cașin cu numărul 8723 și ulterior anexă de visia lui Corelia Ioan Cosmin, către președintele Alde Bacău, înregistrată sub numărul 508 din 19/10/2016, iar la primăria comunei Cașin cu numărul 8806 din 28/10/2016. În conformitate cu prevederile articolului 9 aliniatul 2 litera H1 și articolul 12 litera 1 și aliniatul 3 din legea numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali cu modificările și completările ulterioare. Am constatat că nu se întrunesc condițiile legale prevăzute de articolul 9 aliniatul 2 litera A din legea sus menționată, pentru că Consiliul Local să constate încetarea mandatului de consilier local al domnului Corelia Ioan Cosmin înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declararea locului acestuia vacant, deoarece domnul Corelia Ioan Cosmin și-a dat demisia din partidul pe care a listă a candidat și a fost ales consilier local, respectiv de la Alde Bacău și nu conform articolului 10 din legea numărul 393/2004. Demisia a fost înregistrată, adresată președintului Alde și înregistrată la Alde cu numărul 508 din 19/10/2016. Demisia domnului Corelia Ioan Cosmin, din funcție de consilier local al Consiliului Local Cașin, nu a fost depusă pentru ca Consiliul Local să ia act de intenția acestuia, și Alde a transmis demisia lui Corelia din Alde și așa cum a tras concluzia aceasta în principiu din funcție de consilier local. Potrivit articolului 10 din legea numărul 393/2004, consilierii locali și consilierii județeni pot demisiona anunțând în scris președintele de ședință, respectiv președintele Consiliului Județean, care ia act de aceasta. Președintele propune Consiliului adoptarea unei hotărâri care se ia act de demisie și se declară locul vacant. La data de 19/10/2016, domnul Corelia Cosmin și-a depus demisia din Alde, data la care a intervenit pierderea cadenței de membru al partidului politic pe care lista a fost ales, articolul 9, litera H1, ceea ce reprezintă încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, situație care se constată prin ordin de către prefect și declară vacantul locul consilierului local Corelia Ioan Cosmin. În consecință, în conformitate de prevederile articolului 48, legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Secretarul Unității Administrative Teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că acesta este ilegal. În acest caz, va depune în scris și va expune Consiliul Local opinia sa motivată, care va fi consemnată în proces verbal la ședință. Potrivit articolul 47 din legea numărul 215/2001, în cazul în care președintele de ședință lipsește sau refuză să semneze, hotărârea Consiliului Local se semnează de 3-5 consilieri locali. Potrivit articolul 44, aliniatul 1, loca și comisia de specialitate să analizeze situația pentru că proiectele de hotărâri înscrise în ordinea de zi a ședinței Consiliului Local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum și de raportul Comisiei de Specialitate a Consiliului, cu excepția cazului privit la articolul 39, aliniatul 2 și 4. De pentru care nu susțin proiectul de hotărâre privind constatarea acceptării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Corelia Ioan Cosmin, ca urmare a demisiei acestuia și declararea locului acestuia vacant, competența aparținând prefectului. Urma acestei, zic eu, contrazicere între mine, doamna viceprimar și alții, doamna secretară, eu am sunat la prefectură și am discutat cu domnul Robert Chiriac, care este șeful oficiului juridic, și m-am consultat și am explicat speța pentru în cauză. Și dânsul mi-a confirmat și mi-a întărit ceea ce am văzut și eu, cum scrie în lege, că se încadrează la aliniatul 2, articolul 9.a, demisie. E clar că este demisie, fiindcă el a inițiat și a demisia și însuși domnul Corelia în demisia lui către Alde spune
Spuneți, Ținatul Curial Ioan Cosmin, domiciliatul Comuna Cașul de sub Bacău, vă aduc la cunoștință demisia mea din membru al de Bacău și implicit din funcția de consilier local al Comunei Cașul din motive personale. El a făcut într-adevăr către noi consiliul local. A făcut-o acolo, dar cei de acolo ne-a înștiințat până la adresă și ne-a trimis această demisia lui, pe care noi am înregistrat-o la noi la primărie. Eu așa văd lucrurile din punctul meu de vedere și cred că astea sunt punctul de vedere legal. Dacă nu vor fi așa, prefectura va analiza și va da dreptate ori primarului și consilierul care vor vota hotărârea sau doamne secretar. Vă vedea în final cum va fi. Eu spun că legal este punctul A, aliniatul 2, la articolul 9 din legea 393. Da, să spun și eu două cuvinte, că domnul primar a explicat foarte bine situația. Da, într-adevăr, fiecare are punctul lui de vedere. Eu, în calitate de jurist, așa fac de lucrurile. În momentul în care domnul Curelea Cosmin și-a depus demisia la partid, a intervenit articolul ăsta, pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales. E clar că... Cum? Ăla nu e articol. Este în baza articolului 9. Este o literă. Deci atâta timp cât în momentul, atâta timp cât el și-a dat demisia, și-a pierdut și calitatea de membru al partidului, așa văd eu. Și competența aparține prefectului. O să vedem după aceea. La litera H1, să vă traduc în termenii mei, nejuridici, cum sunt juridici meserii, sunt altceva. Pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărui listă a fost ales. Acest caz se exprimă fără să explice aici, atunci când partidul politic retrage sprijinul politic. Adică îl exclude din partid. Se întâlnește cu comitetul executiv al partidului și exclude membrul partid din anumite motive, nu știu, neplata cotizații sau indisciplină partid și atunci el își pierde această calitate. Atunci partidul face o adresă către prefect ca să-i trimită ordine. Fiindcă prefectul trebuie să verifice legalitatea acelei excluzii. Constatarea acelei excluzii. Dacă omul a fost exclus de motive întemeiate conform statutului partidului sau a fost un abuz din partea partidului, dându-l afară din partid. Eu așa văd. Nu cred că asta este singurul motiv. Aș întreba pe doamna jurist pentru Curelea. Mai sunt pe de atac, dacă să spunem... Da, poate să atace în instanță, în termen de 10 zile. Dacă tot nu mă pricep, de ce să nu folosească locul de... Sigur. Dar, dânsul, dacă atacă în instanță, în termen de 10 zile, își pierde candidatura de la parlamentare. Nu mai știu. Deci, el nu poate să mai deține o funcție pe lista unui partid la care nu mai există ca și... Și mai era o chestiune. Cel care dea demisia, conform legii, era demisie de drept al domnului Curelea când și-a depus candidatura ca și independent la parlamentar. Deci era demisie de drept. Chiar dacă nu dea demisia, am scris la... Da, dar demisia și-a dată din partid domnului. De partid și din Consiliul Local. Deci atâta timp cât la partid a fost data de 19 înregistrată și aici la Consiliul Local cu 21, e clar că la partid și-a pierdut calitatea. Deci în momentul în care nu mai ești membru de partid, nu înseamnă pierdut. Domnul Coman, da, domnul Coman, spuneți acum. Am înțeles. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos, drum bun. Deci cu domnul Comanescu. Deci, dar e vorba de competență aici. Eu v-am explicat cum sau lucrurile. Aveți în față materialul, aveți deja în față, voi veți hotărâ la final. Da, și Comisia Juridică s-a întrunit, s-a făcut un proces verbal. A supus preanaliza adresa ALDE 8723 din 2610 și cererea de demisia domnului Curelea Ioan Cosmin 8806 din 2810 și a constatat că încetarea mandatului de consilier local a survenit ca urmare a demisiei domnului Curelea Ioan Cosmin. Așadar, se întrunesc prevederile legii 393 pe 2004, articolul 9, aliniatul 2, litera A. Da. Deci asta este punctul de vedere al comisiei. Eu vreau să spun și eu un cuvânt. Eu sunt convins de faptul că atunci când domnul Curelea a hotărât ca să participe ca independent, lăsând la o parte bunele și relele, oameni, vorbind din punct de vedere omenesc, el s-a interesat, probabil, cum trebuie să scriu retragerea sprijinului politic sau demisia. Că eu văd problema din alt punct de vedere, dacă își retrage
partidul îi retrage sprijinul politic, asta înseamnă că să-l dea afară, să-i aplece cu tinichea de coadă. E altă problemă. Așa că noi, din punctul meu de vedere, și cred că toți suntem în sentimentul lui, Doamne ajută să meargă, să susțină, dacă câștigă, câștigă, nu câștigă, nu câștigă. Asta e situația. N-are rost ca să... Dar fac și eu cum spune doamna secretară, se va hotărâ la județ, care este corectitudinea și modul în care... Dar el a solicitat cu mânuța lui pe... Așa, demisia din funcția de președinte ALDE și... sau membru ce a fost el. Așa, și din consilier local în cadrul comunei Cașin. Noi am aprobat... Cred că asta era modalitatea de a se Da. Haideți să trecem la proiectul numărul 2, că după aia trecem prea repede și ne grijăm de avizul raportului de avizare. Comisia pentru Administrație Publică și Juridică, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Curelea Ioan Cosmin, ca urmare a demisiei acestuia și declararea locului acestuia vacant, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumesc. Proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei pentru Bacău în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Învățător Nicolae Băslaru. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Învățător Nicolae Păslaru Cașin. Primarul Comunei Cașin, județul Bacău, având în vedere adresa numărul 686 din 12.09.2016, emisă de Școala Gimnazială Învățător Nicolae Păslaru Cașin, pe care solicită desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii. Expunerea de motive a primarului numărul 7656, referatul secretarului comunei numărul 7657, în conformitate cu prevederile articolului 96, aliniatul 1 și aliniatul 2, litera A, din Legea Educației Naționale, numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul articolul 36, aliniatul 6, litera A, punctul 1, articolul 45, articolul 115, litera 1, litera B, din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, cu modificările și completările ulterioare. Propune. Articolul 1. Desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Învățătorul Nicolae Păslaru Cașin. Articolul 2. Secretarul Comunii va comunica prezenta hotărâre de persoane desemnate de la articolul 1, Școlii Gimnaziale Învățătorul Nicolae Păslaru, primarul Comunii și prefectul județului Bacău. O să vă citesc... Da. O să vă citesc din lege, din legea 105/2011 și spune, la articolul 96, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de director și de director adjunct după caz. La aliniatul 2, litera A, în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial, cu un singur rând de clase, Consiliul de Administrație este format din 7 membri, cu următoarea componență. 3 cadre didactice, inclusiv directorul, 2 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al primarului și un reprezentant al Consiliului Local. Deci, astăzi dumneavoastră, un pic de atenție, vă frumos, ca să țineți ce vorba. Astăzi dumneavoastră veți propune unul de rândul dumneavoastră să facă parte din Consiliul de Administrație a Școlii Cașin. O persoană. Deci cu acest propunere. Te-o dezbate? Vă mai gândiți când te-o dezbate, faci propunerea cum vreți? Facem propunerea. Haideți să prezentăm toate proiectele și după aia... Domnul Scârcea, vă rog frumos să raportul de avizare. Așa rămâne? Raportul de avizare acolo. Nu ești. Citește-l. Haideți aici. Citește-l. Ah, ăsta e.
Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Sănătate Socială, Activități Sportive și de Agrement analizând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Comunei Cașin în județul Bacău în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Învățător Buzlarul Cașin, constată că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicat, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliului Local să-l adopte în forma prezentată. Comisia care este de lucru. Costică. Da, mulțumim, domnule. Acum să stai. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Expunere de motive. Subsemnatul Suroiu Daniel, primarul comunei ca județul Bacău și ordonator principal de credite, propun rectificarea de buget cu suma de 477.000 lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, după cum urmează. Se majorează venitul bugetului local cu suma de 477.000 lei. Venitul din fonduri proprii cu suma de 112.000 lei, din care capitolul 0702, impozite și taxe pe proprietate, suma de 47.000 lei, capitolul 1602, impozite și taxe pe mijloace de transport, suma de 41.000 lei, capitolul 1802, alte impozite și taxe, suma de 7.000 lei, capitolul 3002, venitul din proprietate, suma de 6.000 lei, capitolul 3402, venitul din taxe administrative, suma de 2.000 lei, capitolul 3502, venitul din amenzi, suma 7.000 lei, capitolul 3602, alte venituri, suma de 2.000 lei. Subvenții primite de la bugetul de stat, capitolul 43.02.65, finanțarea programului de dezvoltare locală, cu suma de 332.000 lei, privind investiția în modernizare drumul de interes local în Comuna Cașin, județul Bacău. Sume defalcate din TVA, capitolul 1102, cu suma de 33.000 lei pentru plata salarii învățământ. Iar la cheltuieli, suma este repartizată astfel. La capitolul 5102, administrația publică locală, suma de 10.500 de lei, plată transport lemn pentru sinistrați, motofirăstrău și alte cheltuieli de funcționare. La capitolul 6502, învățământ, suma de 33.000 lei. La capitolul 6705, cultură, recreere și sport, suma de 19.500 lei pentru plata transport jucători, indemnizații arbitrii, a celor două asociații sportive și a sistemului de irigații de la terenul de sport afectat de inundații. La capitolul 7006, eliminat public, suma de 20.000 lei, plata facturii. La capitolul 8403, drumuri și poduri, cu suma de 394.000 lei, din care suma de 332.000 lei reprezintă subvenția primită de la MDRAP, la Ministerul Dezvoltării Rurale, pentru investiția modernizare drumul de interes local în Comuna Cașin, județul Bacău, 2.000 lei pentru ridicări topul la investiția modernizare drumul de interes local în Comuna Cașin, județul Bacău, 20.000 lei pentru regularizare albe râu Cașin în zona Plașca de jos, Cosăradia, Cibotaru, Silvica și pe râul Curița, în zona Filip, Cibotaru, Daniel, Lucaci. 40.000 lei pentru fieri, utilaje și lucrări de amenajare drumul comunal. Domnul primar, dacă vreau să mai spun o dată pentru cultură, religie și sport, dar... Aveți acolo... O să primiți, dar... 19.500 de lei. Pentru plată, transport jucători, indemnizația arbitrii a celor două asociații sportive și a sistemului de irigații de la terenul de sport afectat de inundații. 19.000 de lei. Și 4.500 pentru irigații. Apoi. 5.000 pentru irigații. Pentru sistemul de irigații s-a cumpărat motopompă nouă, cu ce a venit zona prima știință. Poate, acum, fără să fim alegeți meu, dacă vorbesc pe schimb, pot să-și cred. E vorba de irigații sau de irigatori? Irigațiile până la să plătească irigații. Deci tot ce s-a făcut pentru irigat până să vină să-l inunde. Deci nu, tot sistemul, curtunii, aspersoare și pompă. Tot sistemul. Asta este nu sunt cumpărate acum, sunt plata cumpărate. Irigații. E plata sistemului. A, deci vorbim de lucruri care s-au petrecut, întreb și eu ca și contribuabil la bugetul local. Nu, e plata sistemului, există faptul materiale de sfânt. Unde există asta? Pe teren. Este în magazin. Sistem de irigații.
Din care 1600 din Mapompa. Mapompa, 1600. E faptul. Eu înțeleg. Mă bucur dacă este așa ceva. Insist asupra sistemului. Deci eu insist asupra sistemului. Dacă există, înseamnă că este super. Există. Deci există. Super. Există. Am și lucrat? Bineînțeles. Da. M-a avut o pompă cu scoată și cu cât de așa mare, factor mare. Am lucrat. Da. Avem aici, da. Și la inundație, când a fost. Și am luat pompa, am fost. Și am luat la fost înainte de inundație. Nu am fost. Am fost înainte la pompa. Când am jucat meciul, da. Dar sistemul este. Sistemul este. Dacă vreți să vedeți, eu mai repet între el, ca și plătitor de taxe și impozite, mă bucur că există. Am luat o plecare. Eu cred că pot fi ascultat cu, fără să mima, fără grimase și am dacă... Domnul inginer, dacă nu e nicio grimase. Nu, nu haideți. Deci, nu. Eu întreb, există sistemul? Da, există. Să dea Dumnezeu să existe și să funcționeze. Sunt da, extrem de curios să-l văd când funcționează. A funcționat și funcționează. Sistemul. A funcționat și totul funcționează. De unde e apă sistemul? E din postul care avem și plus că vine apă și în cașă, care vine în cașă cu omul. Este pompa care a stat pe ea 6.000 de lei. Domnule, haideți ca să punem pariu un pic treaba. Deci, puțul ăla care s-a procurat terenul de sport n-a funcționat niciodată. Deci acolo au fost niște bani pe ea țină. N-a funcționat niciodată puțul ăla. Dar s-a făcut... Da, lăsați-mi pe ea. Să președinte de ședință și vă rog frumos. Terminăm cu proiectele de ordine de zi și la urmă. Corect. Știți, ați fost consilier și știți... Gata, care am spus, gata. Da? Ok. Deci hai să terminăm cu proiectele. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrația Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumesc. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașin de Bacău și Asociația Club Sportiv Măgura Cașin, Sat Cașin, Comuna Cașin. Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii contractului de asociere între Comuna Cașin de Sub Bacău și Asociația Clubul Sportiv Măgura Cașin, Cap Cașin, Comuna Cașin. Primarul Comunei Cașin de Sub Bacău, având în vedere scrisoarea de intenție numărul 6 din 11/8/2016 a Asociației Clubul Sportiv Măgura Cașin și înregistrată cu numărul 6798 din 11/8/2016. Expunerea de motive a primarului Comunei numărul 8885 din 31/10/2016, referatul 8887 din 31/10/2016 numit de consilierul juridic Radu Maria Daniela, raportul Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, prevederile articolul 3 și articolul 25 din legea numărul 69/2000 privind educația fizică și sportul cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile articolului 51 aliatul 2 din ordonanța de guvern numărul 26/2000 privind fundațiile și asociațiile cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 36, liniatul 6, litera A, punctul 5 și 6, articolul 45 și articolul 115, litera B, din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propunem. Articolul 1. Se aprobă încheierea contractului de asociere între Comuna Cașin, județul Bacău și Asociația Clubul Sportiv Măgura Cașin, Sat Cașin, Comuna Cașin, în vederea promovării și dezvoltării activității sportive din Comuna Cașin și județul Bacău. Articolul 2. Se aprobă contractul de asociere între Comuna Cașin și județul Bacău și Asociația Clubul Sportiv Măgura Cașin, Sat Cașin, Comuna Cașin și județul Bacău, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. Se împuternicește primarul Comunei Cașin și județul Bacău să semneze contractul de asociere anexă la prezenta hotărâre. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărârii Asociației Club Sportiv Măgura Cașin, primarul Comunei Cașin, județul Bacău. Deci, către primarul Comunei Cașin, Consiliul Local Cașin. Subscrisa Asociația Club Sportiv Măgura Cașin,
cu sediu în sat Caș, comuna Caș, județul Bacău, CIF 3528183, reprezentată prin Fintoacă Poliocea Ion, în calitate de președinte executiv, formulăm prezenta scrisoare de intenție, prin care ne exprimăm intenția fermă și neechivocă de a încheia un contract de asociere cu Poliția Local Caș, în vederea susținerii financiare a echipei de fotbal, promovarea și dezvoltarea fotbalului local, desfășurat de echipa Asociația Club Sportiv Măgura Caș și Comuna Caș. Descrisoarea de intenție. Referat. Subțelata Radu Maria Daniela, jurist, având în vedere necesitatea implicării autorității locale în sprijinirea activității sportive pentru creșterea nivelului de educație, socializare și menținerea stării de sănătate a copiilor și tinerilor, cetățenii ai Comunei Cașin, a continuării tradiției sportului cu banul rotund, a performanței la nivelul de comună, a cadrului legal în baza căruia s-a înființat și funcționează Asociația Club Sportiv Măgura Cașin, propun spre aprobare proiectul hotărâre și prova prezentată. Raportul de avizare. Deci, fără raportul de avizare, nu se poate discuta proiectul. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașin în județul Bacău și Asociația Club Sportiv Măgura Cașin în sat Cașin, Comuna Cașin, constată că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale numărul 215/2001, republicat, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliului Local să-l adopte în forma prezentată. Da, fac o observație. Mă uit aici la elaborarea proiectelor de hotărâre. Articolul 61. Proiectele de hotărâre și celelalte materiale se transmit spre dezbatere și avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Suntem aici în Comisia de Specialitate, n-am primit nimic, nu putem să facem niciun raport. Păi, și atunci cum poți să avizezi un asemenea raport? Să discutăm. E aceeași problemă și pentru același lucru și pentru raport de avizare pentru viitorul Curița. Da. Și atunci un mic comentariu vreau să fac. Deși la nivel de țară, încă din 2015, dau exemplu primăriei Ionești, care nu mai folosește modul acesta de contract de asociere între primărie și asociații sportive, caz la școală la mine, la numărul 1, ci se folosește legea pe bază de proiecte 350 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Și acum să vă dau un exemplu. Numai puțin. Suntem de acord. Terminăm în același lucru și la Curița. N-are rost. Am înființat asociația sportivă, deci a treia asociație sportivă în comună care ne ocupăm de copii și mă bucur că am promovat 5 copii la echipa mare. Îs tot în legalitate absolută. Ce fac dacă și eu depun o asemenea cerere de asociere și să-mi dea și mie 15.000 sau 15.000 de lei cât au oferit celorlalte două echipe, să fim 3 echipe. Și dacă și Costel își face o asociație, să fie 4 echipe. 5 echipe și să susțină bugetul local. 1. Care este regulamentul, metodologia care stabilește principiile și procedurile pentru atribuirea contractelor de asociere? S-a afișat? Nu. 2. Care este termenul stabilit de autoritatea finanțatoare pentru depunerea cererii de finanțare? Domnul s-a dat? Profesor, nu. Ce documente trebuie să dețină aveți dosarul pe un contract de asociere? Aveți o hârtie pe care o să discutăm la urmă. Deci întrebările care le ascultă. E același lucru. Haideți să terminăm cu proiectul de ordine a zilei. Să urmăm cursul unei ședințe. Da, dacă toți suntem la acest... Și la urmă discutăm absolut. Doamna contabilă este aici, noi suntem aici, consilier mai vechi, domnul Bădean este consilier, fost consilier și știe procedura. Discutăm proiectele. Repet, raportul de avizare și viitorul... Nu, n-am prezentat proiectul la viitorul Curița, ați prezentat pentru Măgura Cașin. Domnul primar, proiectul de hotărâre pentru privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașin și viitorul Curița. Proiectul de hotărâre. Propune. Articolul 1. Se aprobă încheierea contractului de asociere între Comuna Cașin de Bacău și Asociația Sportivă Viitorul Curița, sat Curița, Comuna Cașin, în vederea promovării și dezvoltării activității sportive din Comuna Cașin de Bacău. Articolul 2. Se aprobă contractul de asociere între Comuna Cașin, județul Bacău și Asociația Sportivă Viitorul Curița, sat Curița, Comuna Cașin, județul Bacău, anexă ce face parte integrată din prezentul hotărârii.
Articolul 3. Se împuternicește primarul comunei Cașul de sub Bacău să semneze contractul de asociere anexă la prezenta hotărâre. Articolul 4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Asociației Sportive Viitorul Curița, primarul comunei Cașul și prefectul județului Bacău. Da, mulțumesc. Proiectul numărul. Raportul de avizare, domnul profesor. Da. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașul, județul Bacău și Asociația Sportivă Viitorul Curița, Comuna Cașul, constată că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 de legea administrației publice locale, 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim. Proiectul numărul 6, privind aprobarea investiției construire șanse de colectare a meteorice de pe versantul Ada, Comuna Cașul, județul Bacău. Proiect de hotărâre. Propune. Articolul 1 se aprobă în condițiile legii numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și compensări ulterioare, investiția, construire și șanse de colectare ape meteorice de pe versantul Ada, Comuna Cașul, județul Bacău. Secretarul Comunei va comunica prezentă autorul primarul Comunei Cașin și instituția prefectului județul Bacău. Este vorba, dintre dumneavoastră care sunteți în zonă, la Puțul Chetrianului, acolo s-a făcut un șanț de diversor. Cu ocazia modernizării drumului s-a făcut un șanț de colectare a apelor meteorice care vin pe versatul Lada. Acum, conform proiectului, e dat în proiectare numai 30 metri de șanț. Rămânând 30 metri de șanț, apa se duce exact în câmp, în spatele cimitirului și inundă toate casele din acolo spate. Bordeanul Nicolae, Bordeanul Gheorghe, Nuța Căciulă, Bârlă, Rențea, cu toți inundă acolo. Ca să nu mai să evităm să mai avem probleme, că a fost inundat acum în vară când a fost ploile, ne-am gândit să continuăm șanțul și să ducem acea apă în Bârlul Lada, este chiar în dreptul porții lui Ghiuță, sau cine este acolo, este altcineva acolo. Și pentru asta eu am vorbit în cadrul proiectului, ei a zis că este în afara proiectului, nu vor să ne facă din bani proiectul. Și pentru asta am inițiat acest hotărâre, să facem în iarna asta, în cauza că la primăvară când vor veni iar ploile, toată apa care se va colecta după versantul Lada va ajunge zona respectivă și vor crea neplăceri oamenilor. Să știți că oamenii au fost mai îngăduitori anul ăsta, chiar i-a intrat apa și în casă. În casă, se cap hotel, dar nu cred că vor fi și la anul îngăduitori. Dacă vine și a doua oară să-i inunde treaba asta. Cam asta e. Da, mulțumim. Proiectul Raportul de avizare. Raportul, da. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Administrația Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției construire șanse de colectare a apei meteorice de pe versantul Lada, Comuna Cașul, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale, numărul 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Da, mulțumim. La punctul 7 avem adresa ANAF. Este vorba de rezultatul controlului executat la SECE Consel. Deci Consel este suspendat, a avut un control și trebuie să supunem spre lectură și vă supunem atenției și dumneavoastră rezultatul controlului efectuat. Către asociații, deci raportul este de la ANAF. Către asociații SECE Consel SRL, Primăria Mecașin și Primăria Cașin. Ca urmare a controlului efectuat de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice a Județului Iași, Serviciul de Inspecție Economico-Financiară Regiunea Iași, Compartimentul Inspecției Economico-Financiară Bacău, în perioada 17.03.2016-5.04.2016, anexat vă transmitem copia dispoziției obligatorii 1297 pentru a putea fi supusă în discuție la prima ședință de Consiliul Local și a da un răspuns la punctul 4.3, respectiv măsura numărul 3. În urma discuției, vă rugăm să ne trimiteți o copie după hotărârea Consiliului Local. Da. 1. Date de identificare a operatorului economic. Instituția publică SECE Consel SRL, cod unic de înregistrare 271-721-48, sediu social în strada Crizantemului
oraș Târgovna, județul Bacău, date privind inspecția economico-financiară. Ca urmare a inspecției economico-financiară, desfășurată în perioada 17.03.2016, aici cred că au făcut cu copy-paste și da, au greșit, pentru că sediul social al Consiliului este la Mănăstirea Cașin. De aia am citit pe de rost și voi am dat seama trebuie prin filtru. Ca urmare a inspecției economico-financiare desfășurată în perioada 17.03.2016, 5.04.2016, de către Sporici Virgil, Schifirnes Paul Emilian și Axinte Cristina, având funcție de consilier superior, respectiv inspector asistent în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, Serviciul de Inspecție Economico-Financiară Regiunea Iași, Compartimentul Inspecției Economico-Financiară Bacău, posesor al legitimațiilor de serviciu, în baza articolului 21 aliniatul 5 din ordonanța de urgență a Guvernului 94/2011 și articolul 28 din hotărârea de guvern. Dacă nu o să ascultați lecturarea, nu mă deranjează absolut deloc, dar nu o să știm ce să discutăm pe marginea acestui raport de control și ce să hotărâm. Eu citesc în continuare. Măsuri dispuse și duse la îndeplinire în timpul controlului. Nu a fost cazul. Alte măsuri dispuse. Motiv de fapt. În timpul acțiunii de control, entitatea verificată nu avea desemnat un administrator legal urmare a faptului că Bucur George Adrian, administratorul a societății, în baza contractului de administrare și a înaintat demisia conform prevederilor articolului 7.1 litera C, aceasta fiind înregistrată sub numărul 131 din decembrie 2015, la asociatul majoritar Primăria Mănăstirea Cașin. Domnul Bucur George Adrian a fost desemnat să reprezinte operatorul economic pe timpul controlului în baza dispoziției 108 din 26.03.2016. Temeiul de drept, prevederile articolului 194 din legea 31.1990, modificată și republicată. Măsura numărul 1. Efectuarea demersurilor necesare către Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea desemnării unui reprezentant permanent, conform atribuțiilor prevăzute în actul constitutiv, cu data certă numărul 1770 din 12.11.2013. Termen 15.04 și răspunde Bucur George Adrian. Alt motiv. În anul 2015, societatea nu a raportat în termen la Ministerul Finanțelor Publice datele finale aferente perioadei de raportare trimestrul 4-2015 prin formularul S1001. Temeiul de drept, prevederea articolului 12, ordonanța de guvern 26/2013, coroborat cu prevederile articolului 5 aliniatul 1 din OMFP 41 din 2014. Măsura prevăzută. Prezentarea la Ministerul Finanțelor Publice în formatul și la termenele stabilite prin articolul 5 din Ordinul 41/2004 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari, a indicatorilor economico-financiari în concordanță cu datele din evidența financiară contabilă aferente perioade de raportare. Termen permanent începând cu data prezentei verificări. Răspunde reprezentantul legal desemnat de AGA, adică de Adunarea Generală a Acționarilor. Altă măsură. Analiza împreună cu acționarii societății a constatărilor din prezentul raport de inspecție economico-financiară cu luarea tuturor măsurilor legale ce se impun, inclusiv de recuperarea amenzii de la persoane răspunzătoare. Termen 30.04.2016. Reprezentantul legal desemnat de AGA. Acesta răspunde. Obligații fiscale și bugetare stabilite suplimentare accesorii cumulate, aici nu avem nimic, totul este pe zero. Data comunicării dispoziției obligatorii privind măsurile stabilite de organele de inspecție economico-financiară reprezintă data semnării de primire, condițiile articolului 29 aliniatul 2 din HG 101/2012 pentru aprobarea normelor metodologice, mă scuzați, privind înființarea, organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare. Data înscrisă de poștă la remiterea confirmării de primire în condițiile articolului 29, aliniatul 2 litera C din hotărârea de guvern 101/2012. Termenul de plată, obligațiile bugetare și financiare și accesoriile aferente, adică penalități dobânzi, acestora, stabilite și înscrise în dispoziția obligatorie, se plătesc în funcție de data comunicării astfel. Până la data de 5 luni următoare, când data
comunicării este cuprinsă în intervalul 01.15 din lună, până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16.31 din lună. În conformitate cu prevederea articolului 28, aliniatul 12 din HG 101/2012, conducătorul instituției are obligația de a informa organul de inspecție economico-financiară asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei dispoziții obligatorii. Dispoziții finale. La prezenta dispoziție obligatorie se anexează raportul de inspecție economico-financiară, care conține 37 de pagini. În conformitate cu articolul 23 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 94/2011 și articolul 33 aliniatul 1 și aliniatul 3 din hotărârea de Guvern 101/2012, împotriva prezentei dispoziții obligatorii se poate face plângere prealabilă, care se depune în termenele prevăzute la articolul 7 din Legea Contenciosului Administrativ 554/2004 cu modificările și completările ulterioare, de la comunicare sancțiunea de cădere. Neducerea la îndeplinirea obligației prevăzute la articolul 24 aliniatul 1 litera F din Ordonanța de Urgență a Guvernului 94/2011 se sancționează contravențional potrivit articolului 25 aliniatul 2 din același act normativ. Prezentarea dispoziției obligatorie reprezintă titlul de creanță. Asta este dispoziția obligatorie. Da. Punctul 8. Adresa Consiliului Județean referitoare la consecințele retragerii unor unități administrative teritoriale din asociațiile de dezvoltare intercomunitară. După cum știți, Comuna Cașin face parte din două asociații de dezvoltare intercomunitare, și anume Adis Bacău, Asociația de Salubrizare, și Adi Bacău, unde beneficiem de apă la Cașa. Unele UAT-uri au ieșit, nu știu, de cauza unor probleme, discuții, s-ar părea că vrea să retragă. Retragerea acestei asociații, aceste asociații care ce-au făcut? Împreună cu Consiliul Județean au depus și proiecte europene. Și au luat niște fonduri europene pentru dezvoltare. S-au obligat pentru a face grupul de gunoi conforme la apă pentru apă și canale. Este de rețele de apă și canalizare în atelul județul Bacău. Și ei spun așa, prin prezenta vă transmitem alăturat în copii adresa numărul 65950 din 9-8-2016, înaintată Consiliul Județean Bacău de către Ministerul Dezvoltării Regionale și administrații publice, soțită de adresa Ministerului Fondurilor Europene, numărul 788, din 14-7-2016, referitoare la consecințele generate de retragerea unităților administrativ-teritoriale din cadrul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitare. Totodată, vă atragem atenția asupra următoarelor aspecte. Retragere a autorităților publice locale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare, ADIP și ADIS, cât și renunțarea unilaterală la contractul de delegare a serviciului de apă, apă uzată, colectare a deșeurilor, determină o serie de consecințe urmări. Conform obligațiilor asumate prin tratatul de aderare, în vederea implementării obligațiilor ce derivă din directiva numărul 98/83 a Uniunii Europene, privind calitatea apei destinată consumului uman, și directiva numărul 91/2071 Consiliul Europei, privind colectarea și epurarea apelor uzate, până în decembrie 2015 a fost necesară conformarea cu anumiți parametri a apei potabile, iar până în 2018 trebuie îndeplinite obligațiile privind colectarea și tratarea apei uzate în aglomerările cu peste 2000 locuitori echivalenți. În cazul acestui proiect, celor care sunteți mai nou, vă pot spune că Comuna Cașin este prinsă. Deja a început să facă SF-ul, studiul de fezabilitate, cu o valoare de 5.600.000 de euro, cu extinderea de apă și canal, atât în sadul Cașin, cât și în sadul Coița. Dacă mergeam separat pe un proiect mai al nostru, să mers pe NDL, așa, nu puteam accesa decât 2.500.000 de euro. Asta nu ne-a ajutat decât să facem nici sadul Cașin tot. O parte din, trebuie să fie din sadul Cașin.
Aici, la ei, avantajul e că putem prinde totul comun. În cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate, împotriva României, vor fi lansate, conformitate cu legislația europeană, articolul 228 din Tratatul Comunității Europene, proceduri de infringement. Pentru fiecare asemenea procedură, România riscă să plătească către Uniunea Europeană o sumă forfetară de 1,7 milioane de euro, la care se adaugă zilnic sume de până la 124.000 euro până la data îndeplinirii angajamentului asumat. Deci, ca o măsură precauție, înștiințează unitățile administrative teritoriale și se poate întâmpla dacă ies în aceste asociații. Da. Eu am trimis-o și am considerat că trebuie să vă aduc la proședință și dumneavoastră să știți despre ce este vorba. Da. Acum materialele au fost prezentate. Vă invit să luați cuvântul în legătură cu toate materialele prezentate. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Dunceanu. Haideți să spargem gheața, că ne prinde ora. Altcineva? Da, și eu. Domnul Dulcea. Da. Altcineva? Invitați-vă da, să vorbească cu consilierul tăi și după aceea... Vorbim de proiectele de pe ordinea de zi și apoi dacă și dumneavoastră aveți referitor la proiectele de pe ordinea de zi sau alte probleme, cu drag... Mai la urmă așa, da? Să discutăm întâi proiectele. Da, domnul Roșu. Acolo trebuie să votăm și să știm ce votăm. Altcineva? Da, până să mai amintesc, domnul consilier, după aia domnul invitați. Da. Punctul 1. În legătură cu demisia domnului Curele, mi-am spus punctul de vedere, cred că este corect, nu poți să te împiedece nimeni dreptul la învățătură, dreptul la de a alege și a fi ales, sunt niște drepturi rămânești, să-i dea Dumnezeu succes. Dar asta, înțeles că e o scară ierarhică, trebuie să ai anumite voturi, număr de voturi și așa mai departe. Punctul 2. Referitor la școala gimnazială. Desemnarea. Da. Faceți propunerea. Cine face propunerea? Aș propune cine a fost și anul trecut, doamna Gabi. Altcineva? Mai există și alte propuneri? Da. Făcând parte... Sau doamna... Doamna Nichifor. Nichifor, doamna Nichifor. Da. Este compatibil? Nu știu. Din cazul consilierilor mei, doamna e la școală. Dar e consilier aici. Dar e consilier aici. Da, este incompatibilitate. Nu am cum să fac. Mai există alte propuneri? Ar mai fi domnul profesor. Dar nefiind aici, în oraș, să nu aibă iară incompatibilitate. Compatibilitatea asta negativă. Nu, e vorba la indiferență. Domnul n-are nicio treabă. Eu lucrez în... Corect, în școală. Da. Hotărâți și cine alege până la urmă... Nu mai există. Spune la tot cine este pentru doamna Fintoacă. Dar să și terminăm cu oră. Să vorbească cu oră. Să vorbească cu oră. Să vorbească cu oră. Și domnul Vrăceava să vă răspunde. Care-i problema? Da, și subiectul și să votează. Și să votează și să vă de chestia asta. Este vreo problemă? Punctul e așa. Așa că obicei ca președinte. De obicei puneam la vot la sfârșit toate propunerile care s-au făcut. Vorba de propuneri. Cine este pentru doamna Fintoacă? N-am numărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. Dar și ce-ați propuneți și propunerul? Cine e pentru domnul Dobicu? Cine e pentru domnul Dobicu? 1, 2, 1. Domnul Vrânceaz, dacă ați propus că eu am propus eu... Ce? Bine, dacă nu e nimic. Trebuie să reprezinte cineva. Da, deci sunt 7 voturi pentru doamna Fintoacă și pentru domnul Dobicu încă o dată. Cine este pentru domnul Dobicu? Un vot. Un vot. Și este împotrivă la prima votare? La 7 voturi pentru. Până la 13. Trebuie să consemnez 7. Eu pot să votez? Stop votul, nu 7. Bineînțeles, doamne. De asta spate. Deci 8 atunci. 8 voturi. Cine e împotrivă? S-a abținut domnul
Și eu centru pentru ce ai votat? Deci. Deci, vă rog frumos, că nu pot să consemnez forumul. Deci spuneți-mi, vă trebuie cineva? Nu. Până la 10. Să mai sunt 3 vot, 2 vot. Două. Da? Deci, Coman, este unul Coman care nu este prezent, da? Și vom că 8 aici sunt 9, da? Și o abținere 10. Cu abținerea! Și am 8 pentru! Și un vot nu! Vot nu s-a votat, domnul Vigă. Nu, 2 voturi. S-a votat, nu s-a votat. 9 voturi și 2 voturi și s-a votat pentru, nu? Punctul 3, rectificarea bugetară. Nu am nimic împotrivă. Banii se duc acolo unde consideră nu primarul, că nu primarul hotărăște. Hotărăște Consiliul Local. Așa? Dar eu nu am nimic împotrivă, pentru că au fost repartizați din puțin să împace toate problemele care sunt de făcut. La punctul 4, cu asociația sportivă, eu am fost în totul pentru, întotdeauna. Dar sunt niște chestii, niște nemulțumiri, niște... Că se lucrează, nu mai puțin, luați cuvântul și vă spuneți. Unii spun într-un fel, unii spun într-un fel, unii spun că se lichidează după legea 360, unii după 250, unii după... Doamne iartă-mă, nu știu. Dar știți ce? Eu am spus în așa fel, încât să facem să fie bine. Că e păcat. Tineretul trebuie să facă sport. Noi aici, al Consiliului Local, am mai spus-o eu într-un grup așa restrâns și mă abțin. Sau să spun, haide să fie cu scuze. Aici, noi, Consiliul Local, trebuie să fim ca la spitalul de... Urgență. Nu. Ca la spitalul de urologie, domnule. Pantalonii rămân la poartă. Înțelegeți? Aici, partea meteacnă a politicii rămâne la ușă. Aici, noi trebuie să facem în așa fel încât treburile în comunitate să meargă bine. Când vă vine rândul, spuneți cum e corect. De acord, dacă tot sunteți pentru sport, uitați, sunt legal, constituit, tot... Ei, vedem. Așa. Astea sunt punctul 4 și 5. Nu am nimic împotrivă, faceți să fie legal. Cine e în comisie și să fie legal. Atât. Rezultatele controlului ANAF. Dom'le, eu vreau să întreb ceva. Numele acelui băiat care e trecut acolo, nu e ăla care l-am contestat eu? Nu. E altul? Nu este ultimul că nu este. Dumneavoastră a spus că era cu domnul Abădani. Abădani sau Abădani? Mă rog. Nu știu dacă noi, Consiliul Local Cașin, eu am mai spus-o și rândul trecut și de câte ori ne-am întâlnit și cu domnul de la preoteseie de la Mănăstirea Cașin. Adică dânsul a venit aici. Noi care nu avem niciun drept asupra acestei societăți. Comuna Cașin nu a avut niciun drept și nu are niciun drept asupra acestei societăți. Ei numesc administratorii, ei au primit bunurile, ei au preluat banii de la parcă de ei la, au rămas cu de la Suceava, nu? Poate mă înșel. Nu mi-aduc aminte exact. Sau Piatra Neamț, nu știu ce. Așa. Ei au, eu l-am întrebat personal, eram președinte de comisie, de ședință, pe domnul a preotesei, care sunt avantajele comunei Cașin. Din toată bogăția asta care o are societatea. Zice, niciuna. Reacția a fost dură, dacă s-a filmat atunci, poate că există. Ce? Ieșiți din asociație. Ce legătură avem noi cu ei? Numai ca să-i... Cașinul a făcut binevolul numai de... i-a sprijinit cu numărul de populație. Ca să câștige ei banii aia europeni. Să facă proiectul. Să facă proiectul. De ce să răspundem noi acum? Nu știu. Dar, mă rog,
Astea sunt culisele și bucătăria. Dar nu cred eu, doamna viceprimar, că e vorba de răspundere. E vorba de v-a adus la cunoștință anumite... Da, trebuie să fie executate. Sunt niște măsuri care trebuie să fie executate. De către asociație. Și domnul Grăcean și măsură. Adresie. Că trebuie să dăm un răspuns. Trebuie să citesc toată hârtia aia și pun. Nu mai spun. Da. Adresa Consiliului Județean referitoare la UAT-ul ăsta. De dezvoltare. La UAT-ul, la asociație. Asociație. Da. Domnule, când s-a format asociația și am intrat, nu ne-a forțat nimeni. De bună voie și nesilit de nimeni, ei în căsătorie. Păi da. Am ridicat mâna cu toții, am zis da. Dacă ieșim acum, trebuie să dăm paralele înapoi. Eu așa văd corect. Nu-i vorba de bani, dacă veniți să-i devii membru și cum ajută un primar, dacă veniți să-i devii, nu să dăm niciun bani înapoi. Domnule, avantajul OAT-ului care fac parte din asociații sunt că s-au adus niște fonduri, cum ar fi la ADIP, da? Da. Noi suntem pe și numai plan. Da. O valoare de 5.600.000 de euro. Da. Comuna Cașin va beneficia două investiții pe linii de apă canal, da, în valoare de 5.600.000 de euro. Perfect. Dacă aceste asociații, dar atenție, n-au fost de la început, dar nici nu erau. Nu ne interesează. Pentru noi să ne cuprindă, am înțeles că toate adresele care s-au făcut și noi către ei și ei către noi până în 2018, vom începe lucrările și... Numai ar trebui terminate. Sau ar trebui terminate, nu știu exact data. Și e foarte bine ca și comuna Cașin să aibă canalizare, apă, stație de epurare și așa mai departe. În primul rând se creează niște locuri de muncă. Asta care este un lucru extraordinar. Da. Bun. Mai avem aici... Atât. Mulțumim. Mai aveți și altceva? Nu. Nu. Da, lucruri sunt multe. Aș mai itera iar faptul că să aduc aminte, domnul primar, poate găsim posibilitatea cu gazele. Păcurița. Păcurița. Pentru că atunci când s-a făcut proiectul, curița a fost exclusă. De ce? N-are rost să mai răscolim ceea ce a fost. Haideți să facem cumva, nu numai curița, și jos pe aici, cotul Lubricean, ce mai este, pe unde să mai pot introduce gaze, să extindem în toată comuna. Gaze și apă potabilă peste tot. Pentru că va veni timpul și va veni, sigur, cum e în Polonia în prezent, cum este în Cehoslovacia, cum este în Cehia, în Slovacia, așa, că n-ai să mai ai voie să dai o creangă de copac. Și ce faci? O creangă. Și asta se va întâmpla cât de curând. Cât de curând se va întâmpla. Nu trec câțiva ani de zile. E mult. Să mă scuze, domnul inginer, nu rămâneți fără muncă. Stați liniștiți. Da. Mulțumim, domnul Turceanu. Domnul profesor Turceanu. Doamna președinte, cu permisiunea noastră, vă rog pe domnul Zbărcea să-mi dea voie să iau eu cuvântul. Pentru că îmi doresc să mă retrag, tot permisiunea dumneavoastră, am un problemă de rezolvat și trebuie să plec. Mulțumesc tare mult. Referitor la proiectul de hotărâre de la punctul 1, dacă legea 393 spune clar la articolul 9, alineatul 2, demisie, și există în baza acestei legi, există o expunere și a celui care demisionează, deci punctul meu de vedere este demisie. Deci doamna secretară poate să aibă și dânsă dreptul la replică, nu am nimic împotrivă. Asta e. Într-o competiție, cineva trebuie să câștige. Sau într-o discuție, cineva trebuie să discute, să câștige. La celelalte proiecte, domnul Vrânceanu le-a punctat, nu și are rostul să le mai repet. O să încerc voie din partea domnilor consilieri să vă aduc la cunoștință că, virgulă, în calitate de președinte al Comisiei Buget și Finanțe, alături cu ceilalți membri, începând, deci vă rog frumos să menționați în procesul de noapte, începând de la ședința următoare, dacă nu ni se pune la dispoziție, cu cel puțin o zi, materialele
care sunt pe proiectele de hotărâre, pe ordinea de zi, cu o zi înainte, o să propun membrilor și o să înaintăm și un raport ca acele proiecte de hotărâre care sunt pe ordinea de zi să le mai hotărâre. Deci vă rugăm tare mult, puneți-le la dispoziție și în același timp, înaintând raportul, să suporte și consecințele cel care trebuie să-și facă treaba până. Sigur, dar eu am văzut la dumneavoastră, cei care da. Faceți parte în comisie, cu o zi sau două, trei minute, da. Dumneavoastră ați primit pensionarii da. Cu 5 minute. Da. Să veniți să solicitați. Dacă nu vi se dă, atunci e o problemă. Domnul primar, da. Deci eu mi-am făcut datorie da. Și v-am anunțat din timp. Am înțeles, sigur. Deci înainte deci, cu 5 zile, când primiți deci invitația, deci nu am venit la actuala ședință. Dacă vezi și nu vi se dă, va fi o problemă. Nu, deci vă rog tare mult, pentru că sunt... Dar nu cred că nu stricat. Nu, deci e chestia ca să le discutăm dinainte și să nu le punem în fața faptului. Bun. Cu partidele de interesant vor lua măsuri pe tema asta, o să le aduc aminte. Bine, doamnă. Bun, eu doar atât, mi-am făcut datoria să vă aduc la cunoștință. Și aș mai dori un singur lucru. Domnul primar, știu că există un proiect de asfaltare a drumurilor comunale. Un alt proiect, da. Rugămintea mea este că acolo unde s-au lucrat acolo, s-au dus ceva balast sau sort pentru plombarea gropilor. Mai sunt câteva zone unde nu știu dacă s-a ajuns, dar nu s-a pus suficient balast. Nu vreau să dau exemplu sau poate chiar nu pot să-l dau așa. Nu știu când ați fost dumneavoastră ultima dată pe DC7, să vedeți cum arată împrejmurea unei locuințe. Ce-a spuneți? Care comunitate. Bine, mergeți și vedeți cum arată gardul domnului Tudose. Tudose... Constantin. Da. Adică e stropit. Este stropit. În ideea că o să vină asfaltul, pe acel drum, numai s-a stropit un pic așa. Și acum să vedeți că nici nu se cunoaște nimic. Nu știu dacă a fost în ultima perioadă, acum faptul că a mai plouat, vedeți dumneavoastră cam cum arată. Dumneavoastră, ca și consilier local, v-a ales că suntem și colegi de partid, puteți să mă științați să mă sunați. Domnul primar, vreau să vezi nu, aici. Când am sunat, dumneavoastră erați în concediu, nu doamna viceprimar, știi despre deci, ce este. Deci, eu pot să vă dau o vizită bună, dragi consilieri, proiectul a trecut de faza de selecție, asta e un lucru bun, că el este eligibil. Și este posibil, ultima informație care le am, știu eu, până în 3 decembrie sau până în 15 decembrie, să ne chemi la ea să semnăm contractul finanțare. Asta este un lucru extraordinar, dacă semnăm anul ăsta contractul finanțare. Știu eu, până luna martie, aprilie, dacă ne ajută Dumnezeu și ne avem contestații la licitații, să începem să demărăm lucrări. Și ca să mai investim acum iar niște bani, acele drumuri care deja se asfaltează, ar fi păcat că ajungi cu niște bani acolo și mai mult atât sunt alte drumuri care nu vor fi asfaltate acum. Eu zic că ar trebui eu alea să... Păi bine, domnul primar, dar până când vine asfaltul, deci oamenii ăștia vor stea cu mătura sau cu pierea să-și pele gardul? Toate drumurile din caș, nu cred că sunt drumuri... Deci, se putea un pic mai mult. Și la domnul Vălea, mă răspund, că oricum eu îi stăpești gardul. Dar eu tot aștept, domnul primar, eu aștept asfalt. Și eu aștept asfalt, are dreptate. Și drumul dusului va fi prins în asfaltare. Da, deci din punctul meu de vedere, cam asta. Vă rog doar atât. Un moment. Dați-mi voie să spun și eu ce mi-am luat aminte cu drumul. Vă rog, domnul Munceanu. Nu știu cine a făcut studiul de fezabilitate și proiectarea pentru asfaltarea ulițelor și ce mai este. Proiectantul respectiv a făcut șanțurile și pe stânga și pe dreapta sau numai pe dreapta, stradă înclinată. Dom'le, dar de ce în dreptul porților la oameni nu le pune tubratul? Pentru că am fost undeva, hai să vă spun, la Zărnescu, la auto, numai la doi, cei doi care au societăți. Restul le-a făcut șanțul în fața porții și au rămas să ia cu trotinetele înăuntru. Deci soluția a dat proiectantul, acolo nu a făcut pentru ei. Acolo este o rețea de gaze. Care nu le-a permis, le-a permis să facă și atunci mai îngust. Și pe ulițele care le-a făcut acum? Și gaze și apă. Da, și gaze și apă acolo. Păcând ulițele la ulița nu există nici apă, nici gaze. Și vă spun o chestiune. Orice podeț este de utilitate personală, nu publică. Că dacă... Și aici noi vorbim de bani publici, da? Bani care vin de la guvern. Da.
Nu vorbim de banii nici al Suroiu, nici al Zburcea, nici al Brâncea, da? Da, ei, dacă statul Chieti își face podestul lui Suroiu, pune, face... Nu, așa, nu, nu îi face podestul. Poate, poate să vină să parcheze mașina pe podestul lui Suroiu, dragul? Da, 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 dar eu vă spun ceva. Domeniul public, domeniul public este din gardul ăsta până în gardul ăsta. Șanțul aparține domeniului public. Da, dar podețul aparține domeniului public. Dar el este domeniul public, public n-am nevoie de podeț. De așa. A, și mai eu proiect. Vedeți? E o discuție. Tot apostolic sunt terenuri intrabilare. S-a construit și anul. Ce care îi cumpără de el acum să construiască casa? Nu-și face podețul? Își face, nu are încotro. Dar dacă este pe domeniul public, ori face ceva cu cimentul ăla așa. Asta este eligibil, domnule. Înțelegeți? Nu, nu, nu a fost, deci în cadrul proiectului nu a fost podeți de cheltuieli eligibili. Și credeți, nu, ce plătești? Da. Și noi am mers cu finanțare 100% guvernamental, la guvern. Eu am avut impresia că este ceva aleatoriu care a dat la o parte proiectantul. Nu. Dacă a existat. Trebuie respectat. Dacă a existat proiectul și proiect. Păi, dar nu se putea plăta. Vădând 1 milion de euro și nu există proiect. Păi, cestiți, consilier. Ați văzut cineva proiectele? La domnul... Deci nu există. Vă înseamnă că cei de la Bufir îi dă bani pe frumoși, privat, soroiul sau... Domnul privat, atenție, dacă vreți să discutăm corect și coerent, o putem face. Dar dacă vreți să dăm replici, iar o putem face. Eu întreb, ca un plătitor corect de taxe și imposte. Dacă proiectele care sunt în desfășurare sau au fost în derulare, noi, ca cetățeni, avem acces la ele. Da, aveți. De ce nu? Trebuie făcut un demers oficial? Nu, veniți, faceți o solicitare, vă spun la dispoziție proiectul, okay. Deci, eu am să da. Promit că o să fac mai multe solicitări pentru a vedea, dumneavoastră, sigur că doriți să faceți cât mai multe. Dar toate aceste multe trebuie neapărat să aibă la bază un proiect făcut de specialiști. Dar nu vă are cum să facem un proiect proiectul, nu, Costian, de ce vorbim? Dar nu lucrezi cu banii de acasă. Stați un pic, domnul Costea. Discursul domnului Costea are o bătaie mai lungă, domnul. O să începeți dacă să-l ascultați. Deci, încă o dată, așa, pentru informarea Consiliului, cistiților membri ai Consiliului și a mea, tot ce știți și eu, de la Caș. Deci, eu lucrez acum în proiectare și sunt, vă asigur, știu ce vorbesc. Deci, nu există și nu este bine să existe un obiectiv de interes public care să nu aibă la bază un proiect avizat și mai mult decât avizat, superavizat și deci. Pentru a nu monopoliza discuția, pentru că nu era rândul meu și în ce discuții când m-am introdus, o să-mi permit să revin asupra subiectului atunci când o să mi se dea cuvântul. Domnul Sfărcea, mă rog. Da, doamnă președinte. Sunt de acord ca domnul Roșu să retragă? Cine este pentru? Da. Sunteți de acord cu toate proiectele? Da. Mulțumesc. Da, domnul profesor. Da. Sunt de acord cu... M-aș opri doar la punctele 4 și 5. Cele cu contractele de asociere. Aș începe cu un paradox. Pentru cei care n-au fost duminică la meci. S-a jucat ASE Măgura Cașin cu ASE Viitor. ASE Măgura 9 Cășuneni, 2 străini. Viitorul, ASE Viitorul, Curița, 3 Cășuneni și 8 străini. Ca să vedeți care este interesul general pentru comună. Deci 8 jucători din Onești. Nu am nicio treabă cu Cașa. În al doilea rând, am făcut o contestație astăzi împotriva acestui mod de contract de asociere. Pentru că consider, și o să vedeți că vine timpul, dovadă ce se întâmplă pe la Târgu Mureș, Baia Mare, Iașu, acum cu contractele de asociere între primării și structurile sportive. Onești, v-am spus, nu mai funcționează pe așa natură din 2015, numai pe bază de proiecte. Să presupunem, suntem 3 asociații, deocamdată, poate să fie și mai multe.
trei asociații depun proiecte. Cel mai bun va câștiga. Cel mai bun o să fie Măgura Cașin, pentru care are o tradiție de 60 de ani. Și nu mi se pare normal să iasă din competiție. În al doilea rând, eu funcționez de un an de zile. M-am dus la sponsor, am găsit sponsor, două, trei, am făcut o, să spunem, o sumă de 15-20 de milioane. M-am dus la teren la Mănăstirea Cașin cu copiii, dovadă că am 5 copii la echipa mare, așa cum mi-am putut pregăti. Te duci, te zbați pentru sponsorizări. De aici a venit această propunere pentru legea 350 din 2001 actualizată pe bază de proiecte. Acum, să spunem că sunt de acord și cu acest nivel. Sau chiar dacă nu sunt de acord, eu știu, votul va fi. Să spunem că eu am fost prejudiciat. De ce? Nu s-a dat nicio metodologie de afișare a acestor contracte de asociere. Nu s-a dat o limită, un termen, o limită. Nu s-a dat ce conține dosarul respectiv a contractelor de asociere, ce trebuie să aduc. Deci n-am nicio informație pe acest motiv. Am făcut un proiect de, am zis că particip pe bază de proiecte la această competiție. Nu s-a anunțat, a venit ordinea de zi cu aceste proiecte de asociere, cu scrisoare de intenție din august, care putea să fie anunțată, nu? Putea să fie anunțată. Mă, care aveți asociații sportive, vedeți că se fac niște propuneri. Nu s-a făcut. N-am știut eu pe ce mal stau. Ca și asociație sportivă, ca și oricare. Copii de aici. Da. Spuneți dumneavoastră, spuneți cum trebuie să facem cu 9 străini și 3 cășuneni sau 8 străini și 3 cășuneni la viitorul și 9 cășuneni deci, în afară. A fost la meci. Șaptea doare priză, a doare priză. Alina a intrat, a doare priză. A fost băiatul dumneavoastră, a fost Silviu și a fost băiatul că e rezervă, că e titular, e fost jucător care joacă așa. Și timp ce noi am fost 15 cășuneni pe bandă. E, și atunci, a fost 7 jucători interes care sunt toți cășuneni. Bun. La viitorul... Dați-mi răspunsul la metodologie, la ăstea, la tot ce se întâmplă, dacă s-a... Nu, dar am fost și duminica aici și am văzut și nu duce mai doar că văd la 3. A fost 7. A fost 7. Și 7 străine, mi se pare, dacă de... Nu, 7 copii din cașă. Copii, cu rezerve. Dar spuneți-mi în teren câți au fost la început. Cei care au jucat a fost Alex Oroiu, Moșu Vlad, Marcu, nu știu cum îi zice un băiatul sau Marcu. Moșu Alin, Lucu Silviu, Brânză Paul, Cucerianu Gheorghiță. Când s-a intrat în teren au fost copii. Bun. Și dacă s-a făcut... Dar nu are importanță. Nu are importanță. Așa cum spune un profesor, sâmbătă la meciul de acasă cu copii au fost un copil din casă. Domnul Brânză, nu facem procesul etape aici. Dau cu ordinea de zi. Proiectul de hotărâre. 4 și 5. Domnul profesor, eu am zis să se consemneze în astea. Regulamentul, metodologia de participare, toate astea. Când se fac? Cum se fac? Spuneți-mi dumneavoastră. Fac, din nou, cum am făcut celelalte asociații sportive, fac contract de asociere și o să-mi devină și mine și mai. O scrisoare de intenție. O scrisoare de intenție? Da, pe Consiliul Local. Bine. Cele două au fost aprobate de Consiliul Local. Nu s-a anunțat că făceam și eu până acum. Sunt înființat din 6 mai 2016. În anii precedenți s-au aprobat. Da, nu se anunță, dar dacă sunt numai asociații sportive, poate să fie o asociație de orice natură. Pentru fonduri nerambursabile, nu numai sportul. Nu? Sunt și alte asociații, non-profit. Și chiar ca persoană fizică scrie acolo. Ca persoană fizică te poți înscrie. Dar asta trebuie să se anunțe, să se afișeze. Nu e, nu e cu achiziții publice asta, nu? Legea 350 se referă la proiectele care au în vedere grupurile sportive. Uitați aici, 350 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Da, domnul Spăcea. Eu acum vă spun iarăși părerea mea, pentru că părerea mea văd că contează prea puțin. Domnul Brăceanu? Păcat. Așa. Și atunci să vă mai spun părerea mea? Da. Da? Deci dumneavoastră, domnul Costea, singurul care o ascultați. Deci, de ce am studiat eu astăzi, de când, în câteva ore, două, trei ore, legile pe care le-ați menționat acolo? Este vorba de... deci, legea asta 350 este o lege care merge pe achiziții publice, pe procedură de achiziții publice. E vorba de niște proiecte
care se fac la cluburile sportive. Este o diferență între asociațiile sportive și cluburile sportive. În legea 69, pe legea educației fizice și sportului, sunt enumerate exact care sunt structurile sportive, ce înseamnă asociație, ce înseamnă club sportiv. Da, spuneți acum. Când spune aceeași activitate dumneavoastră, ce spuneți de achiziții? Excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate, urmării realizarea unui interes general, local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare de raportare. Aceeași activitate sportivă. Păi da, dar fiecare cum este organizat, este vorba de forma de organizare. Deci asociația sportivă, deci haideți dumneavoastră, uitați-vă un pic pe legea 69, că acolo la... Mă uit pe aici care era articolul. Sportul pentru toți. Sportul pentru toți. Structura sportivă, da, este la articolul 21 din legea 69, pe 2000. Acolo sunt denumite. Vă spun, uite că am și aici. În sensul prezentei legi sunt considerate structuri sportive. Asociațiile sportive, cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăți comerciale, unitățile de învățământ cu program sau profil sportiv, palate și cluburile copiilor și elevilor. Asociațiile județene și ale municipiului București, teramul de sport, legile profesionale. Deci, trebuie să facem deosebirea. Regulament privind asocierea dintre consiliul local și asociațiile sportive. Deci este un regulament. Până la urmă, este un... Haideți ca să vă spun eu acum despre legile actele normative care mi le-ați spus aici în adresa dumneavoastră. Mi-ați pus ordinul 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București. Și vedeți, aici scrie așa, clar, articolul 2, finanțarea proiectelor cluburilor sportive, da, de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București din cadrul programelor sportive prevăzute la articolul 1, se efectuează în conformitate cu prevederile legii 350. Deci este vorba de cluburi sportive și asociațiile județene. Pe programele. Și vă spun acum care sunt. Promovarea sportului de performanță, sportul pentru tot și întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive. Deci astea sunt cele trei programe. Iar pe legea... Domnul primar m-a atenționat, conducerea primării m-a atenționat. Dacă depun scrisoarea de intenții, intru și eu în cadrul, eu știu... Dumneavoastră, deci, ce asociație? Asociație sportivă. Pentru că trebuie să te apropii da, tot în legea 69... Păi dacă nu intru, sunt... Deci domnul Spăcea, haideți să continuăm mai departe. În legea 69 a educației fizice și sportului, spune la articolul 69 așa. Structurile sportive, fără scop patrimonial, pot beneficia de sume de la bugetul de stat și de la bugetele locale pentru finanțarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective și organele administrației publice centrale sau locale. Deci, Consiliul Local vine cu finanțare la asociațiile astea sportive. Asta e procedura. Păi bun, și care, dacă eu știam de procedură, că anunțați când se depun, cum se face dosarul, ce trebuie să... Dar nu am avut un plan stabilit. Când? Deci s-a depus scrisoarea de intenție și pe urmă s-a supus în Consiliul Local. Și așa de intenție. Cum? Nu sunt aprobate anul ăsta asociațiile sportive. Acum asta vom. Acum e. Acum se face proiecte de finanțare. Nu, dar asociațiile sportive sunt... Sunt deja aprobate. Când, aprobate ultima anul trecut. Sunt. S-au aprobat ca finanțarea celor două asociații sportive să fie până pe 30 iunie 2016. De atunci a intrat într-un alt program, dacă domnul primar e normal confirma chestia asta. Dar acum, ca să... Când s-a spus în limba, că a fost local, consilierii locali, inclusiv
dumneavoastră, deci nu faci mai mult decât un an competițional. Adică 2015-2016. Acum, automat, alte suri de intenții, ei vor să funcționeze și vine iar Consiliul Local, cum e astăzi, ca dumneavoastră le-a aprobat iar cu... 2016-2017, sau? Vedeți, vorba cu turul ăsta, cu retur, sunt aprobat sau cu întreg anul competițional. Da. Păi dați-mi un răspuns aici, în Consiliul. Da, ce? Cu mine, cu asociația asta sportivă. Păi ați depus scrisoarea de intenții? Păi n-am știut, de asta e. Păi depun, da. Am timp să depun până la ca să știu ce să faceți mă... Vezi, depun eu în bursul Consiliului Local. N-am. Atenție. Deci vezi, depun și următoarea ședință a Consiliului Local, vă pun în dezbatere și pe aia. La vot. Aș dori să... Mai aveți, un moment, domnul Scurcea, mai aveți ceva? Nu, mai. Mulțumim, vă rog. Dați-mi și mie, vă rog, puțin să mă uit... Dragii mei, sunt puțin surprins de faptul că nimeni, dar absolut nimeni, nu a acordat atenție punctului de vedere al juristului. Eu, care am luat acum de acest juristul... Care jurist? Juristul, secretar. Juristul este altă... Dați-mi voie, domnule, vreți să ne uităm în dex, dar nu. Dumneavoastră sunt... Doamna secretară a fost menționată, doamna Radu, de asta... Dați-mi voie, deci secretarul are pregătire juridică, e clar, da? Deci nimeni dintre noi nu poate să, nu are dreptul chiar, să interpreteze legile mai bine decât juristul. Doi, chiar sunt puțin surprins de modul ușor... Sunt nelămurit. În legătură cu demisia, este o tragere de timp și dumneavoastră, Consiliului, ridicați mingea la fileu domnului viitor membru al Camerei Deputaților. Cine trage demisia? Dacă ajung. Dumneavoastră, Consiliere, nu înțelegeți, nu înțelegeți că acea scrisoare pe care v-a trimis-o ALDE, ea trebuia să fie înregistrată aici. Și din momentul ăla, decurgea procedura care s-a aplicat, cum o chema, mă, pe la Păgerul. Slab. Deci, m-ați înțeles? Așa văd o problemă. Trecem mai departe. Nu trebuie să dați mie raportul. Eu spun ce simt. Bun, dar ce ați înțeles, deci? Eu am înțeles că dumneavoastră forțați demisia. Nu, domnule. Nu, oameni buni. Dintre voi toți de aici, nu mă lăsăcăiți. Eu am avut incidente destul de dese cu profesorul. Și chiar dacă suntem neamul. Deci nu asta e problema. Nu cumva cădeți în capcană, trecem mai departe. Nu, domnule, inginerați, dar asta e un semnal. Haideți să vă informăm. Deci încă o dată. Țineți cont de ce a spus juristul. Asta e recomandarea mea, trecem mai departe. Dar nu înțelegeți, ce a spus juristul și ce am spus noi. Deci haideți să vă informăm. Doamna viceprimar. Mai ușor cum înțeles-o, pentru că rog să vedeți ce am început să deviți o sigur la neînțeles, ca așa, gata. Nu ați înțeles ce am vrut noi, restul, să spuneți ce am vrut noi. Nici nu mă interesează, pe mine mă interesează punct de vedere al juristului. Trec mai departe. În legătură cu rectificarea. Sigur că banii s-au dus după necesități. Asta e. Văd acolo un șanț colector. De când mă știu eu, râul Lada s-a însuriat și a ajuns până aproape în uliță la fântână la Hărâlă. Nu văd cum acest șanț ar rezolva problema serioasă a râului Lada. Chiar nu o văd. Oameni buni, eu sunt de aici. Eu am copilărit aici, nu mă învățați voi pe mine, acum cum venea primul Lăzimar. Deci acest șans colector, după părerea mea, este o frecție la un piciul de lemn. Nu, inginer. E părerea mea. Nu, trec mai departe. Domnul inginer, așteptați-mi să răspundem, dar nu am fost voie de explicații pentru că așa vreau ce-am trebuit să vă ascultă. Nu știe despre ce-i vorba, dar așteptați-mi să sincer. Dar nu ne deranjează, sincer nu. Dacă domnul primar a spus că vrea să vă răspundă la întrebare, nu știu vreau să vă răspundă. Am înțeles. Există un proiect? De la... Da. Păi eu acum ce îi facem noi? A fost vorba care face proiectare. Domnul inginer, domnul Dragu, vă rog frumos. Deci domnul inginer, noi acum aca aprobăm ca să putem face proiectare. Nu e vorba de până urmă. S-a asfaltat drumul, s-a pus și altul colector.
toată apa deversatul la început la moarte la Comăneci, la drumul viilor, vine și se deversează unde a fost luat podețul. Dacă spuneți că ați cuprins aici și eu am cuprins tot aici, am 44 dar, era un podeț la putul Chetreanu și pe timpul Ceaușescu. La șia țirea de pământ. Și acolo toată apa se deversa și vine apă câmp în spatele cimitirului. Ei, toată apa acum care vine de acolo, înainte se împărțea în mod neuniform. Până curte pe la Cătana ieșea în stradă, pe la alții. Acum toată vine și vine în spate aici. Și inundă casele în spate. Cu cine? Bordeanu Călai, Bordeanu Gheorghi, Nuța Căciulă, Băr, cine mai este? Tot toți ăla. Ei, ei cu proiectarea a dat un, de la podeț, a dat 30 metri de șanță. Șanță rămâne undeva în câmp. Apa se duce și se împrăște în câmpul ăla și inundă pe ăștia. Și am zis, cu drumul care este pe lațul Boi, că la este drumul public al nostru, să continuăm șanțul, să ducem apa, să o ducem în șanțul la părul Lada. Ca să nimeni nu de pe omii, că părul Lada anul ăsta n-a inundat. I-a inundat apa asta meteorică, i-a inundat pe ăștia din coace. Nu văd nimic, eu nu am nimic împotrivă, doar nu trebuie, dar ați înțeles, a făcut un studiu, păi urmează. Da, urmează, pentru asta. Deci acasă s-a aprobă studiu. Da, nu. Deci aprobarea investiției. Nu, 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 banii pentru studiu. Păi, dar nu poți să faci. Păi așa nu vreau dacă a spus, eu am primit un loc așa, de tranșe, mai departe. Dați-mi voie. Doamne, în legătură cu activitatea sportivă, sunt multe discuții și se încearcă o împăcare a caprii și a versii, dacă zic așa. Comunitatea de la Cașin e prea mică pentru a două asociații sau pentru trei sau pentru patru. Deci lucrurile sunt clare. Eu propun altceva. Eu propun ca nu știu când se dau banii ăștia și cum se dau, când și cum. Spune-o. Pot să spun? Deci banii nu se dau, de exemplu, dacă este contractul de 8.000 între primării și asociații, nu-i dau 8.000 în cont. Eu îi dau pe baza facturilor care le are de plătit. În contul asociației, numai factura, numai mult. Am înțeles. Asociația plătește comision de primirea banilor, comision de plata banilor, de banilor. Cifrele vehiculate, care nu știu cât sunt de mari, dar n-are importanță, au fost stabilite după niște criterii. Ce? Păi, Asociația Sportivă Băgura Cașin primește niște bani, da? Da. Și viitorul niște bani. Da. Acești bani s-au cuantificat după niște criterii. Nu se s-a stabilit, domnul inginer, s-a stabilit anumite cheltuieli eligibile. Cum? Arbitrii ca și arbitrații locală, putem să-i plătim de bani publici. Arbitraj, vizii rezimate sau ce mai e pe acolo, transport. Putem depăși... Fără premii, fără alte... Putem depăși momentul cum s-a fundamentat, am înțeles. Acum, întreb. Banii ăștia ar trebui să ducă la creșterea potențialului, la dezvoltarea mișcării sportive a cășunelilor, ok? Cât mai mare masă? Da, voi. Propun următoarea. Banii ăștia să fie dați funcții de câți cetățeni ai comunei Cașin sunt în Asociația Sportivă Măgura Cașin și viitorul Cașin. Viitorul Curiță. Viitorul Curiță. M-ați înțeles? Nu. Păi dacă banii sunt ai comunității, să se întoarcă în beneficiul tinerilor din comunitate. Așa. Deci dacă Măgura Cașin, care este club sportiv, are 50 de cășuneni, 50 de sportivi, și din Cașin, cășuneni, și viitorul are 20, păi din 100% câți bani vrea să dea primăria, o să împartă în raportul 50, cât e 50% din 70, nu? 50 de părți o să le acorde celor care au 50 de cășuneni în echipă, sau în așa, și la ailalți le dă 20 de părți. Altfel, dumneavoastră știți ce discuții sunt. Știți bine. Mai departe. Mai departe. Hai să trecem și la alte chestiuni, cum ar fi. Toată lumea știe balada meșterului Manole. Știți, nu? O știți, nu? O mănăstire Argeș cu Ana,
care a fost zidită ca să dăinuiască. Văd așa în partea aia, văd așa în partea aia, așa, dacă mă, imaginația merg, văd o construcție care seamănă, care îi se potrivește balada meșterului Manole. Este podul spre stadion. Sunt extrem de curios, dacă mi se permite să zic așa, să văd proiectul, să văd proiectul, să văd ce, ce aprobări are, care sunt studiile de, de, de geotehnice făcute pentru, pentru pod, de o geotehnice. Adică, s-a, nu, acum s-a făcut decât un singur lucru. S-a făcut pila aia de capăt, așa, care este exact în mijlocul Albii Minore, unde ne scăldam noi, noi ținim trei, pe acolo era. Nu? Păzeam, ne ducea la scăldat și mâncăm perge de la pinterii, de la, nu? Dane, ți-amintești, da? Deci, încă o dată, acest pod este din categoria cărora se poate și o să li se aplice în continuare balada meșterului Manole. Adică, cu prima viitură, capătul la zboară, capătul la zboară. Mai departe, mai departe, uitați-vă cum a fost inundat terenul. Dumneavoastră aveți specialitate în drumuri și poduri? Domnule inginer. Păi, e, nu, de care treaba, doamna viceprimară? Nu trebuie să fiu specialist ca să întreb. Eu pot întreb. Dar ați venit la noi, la primărie, și așa ceva proiectul să vedeți. Eu pot să, da, uite, deci o să vin să văd, atenție, dacă vin, dacă vin, eu o să vin, nu să controlez, să mă informez. Nu, să vă informați, nu. Sunt, deci dacă sunt toate avizele și studiul CEO, hai să fim serioși. Bun, nu mai vorbesc de... Pe ce nu, mi s-a nu mai vor... spuneți, hai să fim serioși, nu? Dar e, e agasant chestia asta. Păi este agasant, punctul meu de vedere. Păi obișnuiți-vă, trage, că să vin de acum la fiecare ședință. Și cu ocazia asta chiar vreau... Să fiți motivați și determinați și să aveți și probe. Nu ce nimeni să nu veniți. Probele? Dar nu... Păi du-te acum, doamna, doamna, mergeți acum în Pătrul Crișan, pe aici, pe pod. Nu montăm niciun film. Adică chiar nu montăm niciun film, domnule. Puteți veni până în ședința de Consiliu Local și vedeți, vedeți și vedeți proiectul. Ce este așa greu? Nu v-ați spus că suntem în balada lumește numai Manole? Nu montăm filme aici și nici nu facem scenarii. Deșenat. O să vedeți așa ca multe. Mai departe. Dar acum să trecem la un lucru extrem de serios. Asta m-a fost serioasă? Fără serioasă. Asta zic, în ce jucăm în filme, ce faci? Stimați concedeți. În marele război de, întregire a României, pe Valea Cașinului s-au purtat lupte groaznice. Poate unii dintre au avut răbdarea să citească. Am în față prima carte de istoria războiului pentru întregirea României, 1916-1919, scrisă de Constantin Chelisescu, care a fost participant la aceste lucruri. Aș vrea, dacă cu permisiunea noastră, să citim împreună câteva chestiuni legate de bătălia de la Cașin. Acum să nu spuneți, domnișoară, doamnă, că știa de bătălia de la Cașin. Bătălia de la Cașin. Bătălia de la Cașin a fost o încleștare extraordinară care a blocat accesul armatelor austro-ungare și germane în Valea Siletului. Au fost concentrate trei divizii. Au fost concentrate o mulțime de oameni. Bătălia a fost extrem de dură și se ajunge astfel că la 27 decembrie 1916 armatele române sunt copleșite, se sparge frontul și se retrag la dreapta Sloveniei. Luptele continuă,
Eu v-am permis să vă transmit o hartă a situației. Se continuă și se stabilizează frontul în jurul datei de 18 ianuarie 1917. Având în vedere că pe valea noastră s-au purtat aceste lupte și pentru că noi unii dintre noi și amintesc că a existat un și există intenția și din partea conducătorilor comunității să încercăm să repunem să readucem în atenția noastră, a tinerilor, faptul că s-au purtat aceste lupte și că primul cimitir al eroilor a fost acolo, la Valea Curiței, la Gura Curiței, cum se spune. La Părul Sărat. Și acolo știu că există o propunere de a se face o troiță frumoasă și aș ruga doamna viitor membru al Consiliului de Administrație a școlii ca să roage profesorul de istorie de la școală. Există așa ceva? Mai există profesorul de istorie? Există. Da. Rugați-l din partea mea, dacă vreți, în loc și personal. Este o doamnă sau un domn? Un domn. Sigur este preocupat de istorie. Ca în prima ședință a Consiliului să ne facă Consiliului și nouă cășmărilor plăcerea de a ne face o descriere mai exactă a împleștării care a fost și la care a murit și poate și neamărarea noastră. De asemenea, aș vrea să mulțumesc cu această ocazie organizatorilor pentru sărbările cașmărilor. Totuși, ca în orice întreprindere, sunt și unele locuri sau puncte care pot fi îmbunătățite. Pentru asta, eu aș ruga, dacă se poate, Consiliul să ia în calcul, ca încă după acum să constituie o comisie, un grup de lucru care să se ocupe de pregătirea sărbărilor, cășunenilor de anul viitor. Am constatat, și dumneavoastră știți foarte bine că aceste constatări sunt reale, sunt foarte mulți cășuneni care nu știu nimic despre sărbările cașului. Sunt cășuneni mulți, le percep ca o aserbare a primăriei, în speța primăriei, a primarului, ca o manifestare a potenției, să zic așa, primăriei, de a organiza o sărbare. Nu cumva a venit momentul ca aceste sărbători să devină sărbătorile cășmenilor? Pentru. Din cauza asta, cred că site-ul primăriei, care mi s-a părut un pic mai puțin activ în vară și în pregătirea sărbătorilor, dacă greșesc, pot să fiu, da, nu cred că greșesc, acel site ar fi trebuit să fie permanent actualizat cu ce se face, eu am avut curiozitatea să întreb colegi, prieteni, bă, de ce n-ai venit? Bă, dar nu știu. Da, mă înțeleg. Deci această chestiune este o chestiune, eu nu vreau să se pierdă. Mai este o chestiune pe care încă o vreau să o aduc în discuție și cu asta chiar am terminat. Domnul ce vreau să-i trag cu la capăt? De acord, care-o problemă? Domnul Frânceanu, nu-i cășuneară, așa că salut. Da. După 42 de ani... Da, trebuie să ai sânge, tu ai numai 80% sânge. 99% trebuie să ai pentru. De ce? Ai 30 de la tine. Ia gândiți-vă, până la 10... Bă, 50 de la toamnă. Da. Până la 10 ani am crescut la mănăstirea cașului, nu? Da, să băi, dar vezi că am venit. Până la 10 ani... Bun. Atenție! Sunteți de acord să mă duc să... Așa, ordinea de zi? Da. Mulțumesc. Cu ordinea de zi? Da, cu tot. Fără niciun probleme. Mergeți și pe domnul la serviciu. Deci, da. Sunt de acord cu ordinea de zi.
dacă se poate pe la 7 ore. Domnule, eu două vorbe vreau să spun, domnule primar, să încheie ședința. Ați terminat, domnul Costea? Da. Eu vă rog frumos pe mine să mă primar, că vă apară chiar vă rog frumos. Nu vreau să fiu, nici nu vreau să fac. Eu vreau să spun două vorbe, domnul primar. Nu mă leg de primul lucru care l-a spus dumneavoastră cu șanțul acolo. Dacă într-adevăr vă duceți acolo să vedeți că cineva își face, chiar lângă Puțul Pietreanu, își face o, mă rog, un gard la o proprietate. Și am fundat și am zonă. Fără trebuie găsim posibilitatea că am văzut, acum nu vorbesc cu răutate, dar am văzut la cetățenii de comunei Cașin făcut șanțul ăla acoperit de la un capăt la altul al gardului când era necesar doar numai la poartă, zic, să făcut lucrul ăsta. Dar nu sunteți atent la mine, așa. Deci dacă se poate face șanțul ăla acolo și se facă și o apărătoare acolo, pentru că șanțul ăla este un hău de vreo metru jumătate, Doamne ferește, un copil cu bicicletă. Uitați că ați avut acum optima să proiectați, da. Să știți, acolo vine o balustradă dus. Corect, asta, o balustradă. Vine protecție. Asta, adică nu s-a terminat lucrarea. Da, nu e. Am înțeles, da? Zic că... Da. Sunt vine o balustradă dus. Eu protestez împotriva propunerii lui domnul Roșu, pentru că eu am fost președinte de Comisie Economico-Socială 16 ani din cei 20 și niciodată nu mi s-a pus materiale așa cum le cereți dați domnilor consilieri, cu zi înainte sau din lipsă de hârtie, domnul Cașin. De hârtie. Ei, acum dacă o să puneți, dacă aveți hârtie, doamne, nu știu, deci domnul primar este ordonatorul de credite care aprobă... Nu, nu a fost lipsă de hârtie, dar domnul Roșu nu a venit să-l solicite. De data asta. Deci au fost niște inițiați de vineri. De ședință puteau să solicite luni, cel târziu, dar nu-i trimite nimeni acasă. Deci tot trebuie să vii la primăria doar secretar să le ridice. Se trimite cu poștă. Asta înseamnă că îl cheltuim. Pentru că m-ați adăugat, asta e o întrebare care este aproape, cum să spun eu, ședințele de Consiliu sunt planificate? În funcție de primar, vă sfătuiesc ca niciodată să nu începeți discuția cu nu. Nu am zis nu. Ba da, a spus nu. Nu sunt planificat. Și bine? Păi e funcție problemei, domnul inginer. Asta e o... Asta e o găsemneță de... Nu, mă, eu chestiune, noi facem ce zice extraordinar. De exemplu, ne vine bandă europeni care trebuie să introducem un buget. E posibil ca săptămâna viitoare să facem una extraordinară de rectificare de buget. Că ne vin alți bani la guvern. Bun, deci, aici e procedura normală să facem ședințe ordinare care se țină în aceea zi și ședințe extraordinare. Care e problema? Ședințele ordinare conform legii să depun un an. Sau o dată la 3 luni. Dacă nu sunt subiectul discutat, să pun o dată la 3 luni. Sigur că numărul subiectelor discutat este stabilit într-un cel mai restrâns. Nu obligatoriu. Dumneavoastră veniți de genul luați ca cetățean la comunica și veniți la mine cu o propunere în birou. Și spuneți, domnul primar, am văzut că șanțul ăla acolo, sau ce spunea domnul Valeanu, există o apărătoare. Pentru asta trebuie să inițieze proiect de hotărâre pentru investiția respectivă. Și automat, dacă am făcut ședința ordinară și asta este de urgență, mai faci una extraordinară. Și nu poți să o planifici când o faci. Că n-ai cum să le planifici când planifici o zi când faci ședința consiliului local. Adică... Vin și eu cu problemă, dacă tot sunt la discuții de genul ăsta. Am fost sâmbătă cu școala 1, cu cei mici, la observatorul din Bacu, la școala din Bacu. Și m-am întâlnit cu școala, când se stă la coadă, e aglomerat. M-am întâlnit cu școala de la Clejea. Una ne întâlnise cu la fotbal și era un profesor cam de vârsta mea și a zis, domnule, cum e? Era cu microbuzul școlii și copiii au dat 5 lei, nu știu, pentru motorină, pentru șofer, nu mai știu pentru. Hai să facem niște acțiuni de genul acesta, susținute de consiliu că cu 1 milion de lei într-o zi îi duci la Bacău și îi aduci, pe rând, sâmbătă asta se duce clasa mică, după aceea clasa, să-i scoatem o leacă, să folosim microbuzul ăsta. Una e propunere extraordinară pentru cunoașterea județului, că mai sunt obiective. Până la Slănii Moldova, nu ne-am întors la ora 4, am fost în oraș.
Interesul la autoprofesorul meu, că vin și luați cu ideea, au fost și le-am făcut, i-am dus la Sfânii Moldova, i-am dus la Sfânii, i-am dus pe copii, deci fără să dăi copiii bani. Foarte bine. Deci copiii ne-au dat și bani. Motorina a fost către primărie, s-au organizat picnic. Picnic fără intrare și intrarea a fost asigurată la copii. Oameni de bine de comună acasă. Au intervenit și am dus copii. Și în general am dus copii care sunt mai nevoiași, care nu-și permit sau care părinții nu poate să-i ducă. Că aici trebuie să facem o selecție de genul pentru copii ce... Da, au fost duși și la Sfânii Moldova, au fost... Și acum la observatorul la astronomii, să știți că o idee e foarte bună. Eu când mă duc la UCP, văd cu geam, dacă o parcinam. Chiar mă duceam să duc și copiii mei acolo, că... Am înțeles că e o tehnologie nouă adusă. Da, e bună. E bună ideea, o notăm și o să facem. Da, mai este cineva care vrea să... Cum m-ați lăsat să termin, dar nu ce nu eu sunt cea care nu m-a lăsat. Da, am înțeles. Așa. Merge sistemul, mergem și noi înainte, că vă rog frumos, pe mine, fără aparatul ăsta, că nu sunt nici telecere, nici într-un fel. Vis-a-vis de asociațiile sportive, văd că să... incit așa o grămadă de discuții vis-a-vis de funcționarea acestor asociații sportive, și eu rămân la părerea și eu v-am spus, asta este părerea mea de foarte mult timp. Comuna noastră, o localitate mică, cu posibilități puține, nu poate să susțină două asociații sportive în același eșalon, cu aceleași obiective de a rămâne sau, mă rog, poate unii de a promova. Zic, sunt bani mulți. Acum, dacă au început anul ăsta să meargă așa și noi știm acum, fără să fiu răutăcios, și domn primar are niște obligații față de Culița și față de anumite persoane de acolo și trebuie să ducă treaba asta până la capăt. Dar haideți de la anul faceți o singură asociație sportivă să cheme viitorul Măgurea, dacă ține atât de mulți unii la viitorul. Și faceți așa cum spune domnul. Da, alți bani cheltuim pentru o contopire și nu mai cheltuim și dăm poate într-un an de zile, dăm poate numai 300 de mii sau 30 de mii de lei. În bani, vei 300 de milioane. Așa, dacă o să dăm la fiecare asociație 150 de milioane, da. 15 mii la mundu. A dat și-a trecut. 15 mii la mundu. 15 mii la mundu? Da. Da, că e atâta, nu-i chiar așa. Nu, așa că așa nu-i durul. Eu știu că atunci am aprobat, domnul, anul trecut am aprobat 15 mii pentru una, 15 mii pentru altă. 15 mii la mundu. A, că nu s-au cheltuit, alții e altă treabă. Așa s-a aprobat în Consiliul Local. Dar nu poți, poate, 15 mii. Nu problema e facturile, aș fi la ceilalți. Dar e problema facturilor, e problema banile, facturile, ce le prezint? Banii de fiți pentru ce? Transport, arbitraj, medic. A echipelor. Bun, echipele astea sunt niște entități făcute din oameni. Câți cășuleni sunt în echipele astea? Juniorii al Culiței, care sunt doar copiii din Culița și din Cașin. Păi de deci, ce a spus? Nu, lăsați că știu ce a spus. Am spus prima dată, a spus că la echipa noastră erau 3 și partea alta era 8. Hai pe ce să pare după ăștia mici. A ce să recunoaște? Nu, dar viitorul suntem copii. Bine, bine, dar ne concentrăm pe aia mari și pe aia mici și facem. Bine, bine. Diferența care este? Și eu tot cu copiii din Cașin fac. Diferența că ăia sunt selecționați și restul nu e o activitate, să spui, sportivă. Să vină și alunul mitică care nu știe să facă sport. Sportul pentru toți scrie. Aia e echipă selecționată pentru cei mici. Deci poate să vină oricine. Deci poate să vină oricine, chiar am avut o... Deci poate să vină orice copil de vârsta aia. Domnule, niciun antrenor nu vine să facă fotbal cu unul care nu știe. Vii cu fază, hai să o vizite. Că vin copiii de vârsta aia, care știu o negoțică de fotbal. Dar ce când i-a luat Nea Costică, știa cum un fotbal? Ei, știa. Nu știa, dar nu puteți spune acum. Nu te așteptăm. Dar eu spun punct de vedere, dacă mă întrebă și nu pot să spun, poftim? Copiii ăștia din Cașin au cuis care fac cu ei. Știți câți copii au fost care au venit, au făcut câteva antrenamente, s-au plictisit și au plecat. Asta și au venit în coace.
nu știu dacă au venit, aveți, erau de 2005? Poate au venit o divergență între domniile voastre, bine, nu e nicio divergență de hotărâre de pe ordinea de zi. Da, eu sunt de acord cu toate cine proiectele. Este pentru, da, proiectul de hotărâre, punctul 1, constatarea încetării înainte de expirarea expirației normale a mandatului de consilier local al domnului Curela Ioan Cosmin. Cine este pentru? Cine este pentru? Da, păi. Sau mai nu mă rămân. Nu, nu, mai cu totdeauna. Împotrivă, hai să-l dăm la urmă. Împotrivă, ești cineva? Nu, s-a obținut domnul Cosmin. O abținere, da? Deci câte sunt 9 pe 9? 1. Cum? Cum am văzut pe cum e 11. 10 pentru? 10 cu 1. 10 cu 1. Și cum am? Dar cum am și de la partea de la ea? Da. 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 Cum ar să zicem la lui 10? Cine este? Proiectul de hotărâre la punctul 2 l-am votat. Da? Da. Da? De desemnarea cu desemnarea nouă cu nouă, cu abținere, cu abținere a fost domn, abținere, Dragu. Domnul Dragu, da? Da, Dragu, da. Și restul pe da. Punctul 3. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Cine este pentru? 1, 2, eu împotrivă. Împotrivă? Deci la punctul 1, numărul 1, vreau să fac o precizare încă o dată, că vă cred că nu s-a înțeles. E vorba de competența constatării încetării mandatului domnului Curelea. Eu, din punctul meu de vedere, pentru că prin demisie și-a pierdut calitatea de membru în momentul în care și-a dat demisia la ADE, competența va fi prefectului. Din punctul meu de vedere. Domnul primar este de altă pătă, nu, 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 și noi ce avem obligația să o anulăm. Dacă nu anulăm, o va ataca domnul prefect în instanță. Da? Bine, și domnul Curelea poate să o atace. Foarte bine. Domnul Curelea a fost un fraier. Ce să mai vorbim? Vă rog, nu mă interesează. Vreau să fac punctul 4. Mai de hotărâre, vă rog să fiți atenți. Proiectul numărul 4. Privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașin și Asociația Club Sportiv Mărgura Cașin. Cine este pentru? Cine se abține? Domnul Părșin. 9 cu 1 abține. Deci împotrivă. Nu e nimic. Nu e nimic. Abține, domnul Părșin? Atât, da. Pentru 9 pe 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere între Comuna Cașin și Asociația Sportivă Viitorul Curița. Cine este pentru? La fel. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției construire șanț de colectare a ape meteorice de pe versantul Lada, Comuna Cașin, în județul Bacău. Cine este pentru? Toată lumea. Deci 10, da? Da. 11. Îl puneți și pe comandă. Pe... Da, m-am pus. Domnul Coman, pentru că nu a fost prezent aici, este învoit. Da. Deci, prezenți sunt 10.
În fel de discuție, că nu se ia în poziția de copilul. Eu de-a vorba așa la telefon, dar nu nicio treabă acolo. Poate nu sunt prezent, dar eu mai zic și probleme. Că nu vreau să știu, dar nu vreau să știu. Dar nu vreau să știu. Dar nu vreau să știu. Acum avem și o înregistrez. Și o terminez.